Învățătorule, cel ce cu milă și cu îndurare ne-ai mântuit și ne-ai iertat și ne-ai îndrumat pe calea fericirii și a veșniciei, ține-mă astăzi cu putere în fața celor răi și cu blândețe în fața celor cu credință. Ține-mă astăzi în cumințenie și în bună strădanie, ca să pot face încă un pas înspre împlinirea viselor mele. Și ține-mă Tu, Dumnezeule bun, cu ochii deschiși în fața minunilor Tale, căci vreau să îmbrățișez și să cinstesc această zi și toate cele noi pe care ea mi le va aduce. Căci doar pe Tine Te cinstesc și Te slăvesc ca unic și atotputernic Dumnezeu. Acum și pururea și în vecii vecilor. Ajută-le, Doamne, tuturor celor ce se roagă Ție să primească astăzi binecuvântările Tale. Amin. Dumnezeule, Cel ce iubești pe cei ce nu calcă legea Ta și Cel ce întorci din rătăcire pe cei ce se leapădă de Tine, primește-mă și astăzi înaintea Ta, căci nădăjduiesc în al Tău ajutor și în a Ta blândă mângâiere. Nu mă uita pe mine, Doamne, atunci când vei alege pe cei pe care să-i bucuri astăzi cu ale Tale sfinte binecuvântări, și învrednicește-mă cu tărie sufletească pentru ca să pot trece ziua în bunăstare, în curăție și în bună cuviință. Nu mă lipsi de îndrumarea Ta, căci vreau să duc la bună împlinire cele ce mi-ai dat să împlinesc și cele de trebuință trupului și sufletului meu. Și să lășluiește Tu, Doamne, în gândul meu în tot ceasul acestei zile. Umple-mă, Doamne, astăzi de bucuria Ta, cea fără de margini. Mântuiește-mă de sfatul rău și de gândurile cele deșarte, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Și cârmuiește-mă Tu, Doamne, înspre împlinirea voii Tale și înspre ale Tale minuni. Amin.